Telefon Bluetooth. Când intrăm pe alte, arată că este deconectat. Pentru a ne conecta, fie apăsăm butonul Connect și ne duce în setări, fie putem merge noi direct la Bluetooth, în setări, și de aici să-l facem. Bluetooth să fie pornit, device name putem modifica, PIN-ul și niște setări. Să nu răspundă sau să răspundă automat, să răspundă după 5 secunde, să răspundă după 10, după 30 sau never, niciodată să nu răspundă. Asta e cât de repede să răspundă dacă noi nu răspundem la telefonul care vine. Pairing este tipul normal. Acum este no device selected. Pentru a ne împerechea, avem telefonul, intrăm la Bluetooth, Bluetooth, pair new device și de aici căutăm. A găsit și dispozitivul. Dăm connect. Aici să bifăm allow contact history. PIN-ul este 4 de 0. Și acum este conectat. Să verificăm încă o dată că toate sunt bifate. În momentul de față, el începe să își descarce agenda telefonică. Acum o descarcă. Va trebui să așteptăm câteva zeci de secunde până o descarcă de tot. Și putem forma. Bine ați venit la Edotech. Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, această convorbire poate fi înregistrată. Continuarea acestea reprezintă microfonul dumneavoastră. Pentru informații trecem și pe comenzi, telefon. Apăsați tasta 1. Pentru suport tehnic, tastatură. Garanție, apăsați tasta 2. Pentru facturare închidere. Și contabilitate, apăsați. Și am închis conversația. Acum descarcă contactele. Call log, apelări și tot istoricul telefonului, favorite dacă există favorite și dial. O setare pentru partea de Bluetooth la sound, Bluetooth volume value, să o modificați în funcție de cum credeți că să fie mai puternic sunetul față de celelalte surse media și mic gain. Asta a fost Bluetooth-ul.